Ne bucurăm. Te pupăm, bine ai venit la noi. Bine v-am găsit. Asta este piesa de Eurovision care a fost, da. Eurovision da. San Marino, da, da, exact unde am spus că da. Tu ai participat acolo. În San Marino, spune-mi te rog, cum ai reușit să interpretezi piesa asta live? Pentru că ai la un moment dat un pasaj care este infernal pentru un solist, mai ales dacă vii cu emoții, dacă vii cu... Da. Cum a fost? Ai dat-o mai jos sau ai cântat-o fix din tonalitatea originală? Nu, am cântat-o cu un semiton și mai sus. Mai sus? Da, că nu pot să cânt în tonalitatea asta, este foarte jos. Da. Și asta pentru că emoții, atunci când sunt, exact, da. Când sunt emoții, vocea se ridică puțin mai sus. Și eu am putut să cânt cu... Pe de altă parte, această piesă pe care tu ai cântat-o acolo este și o piesă care are o însemnătate specială pentru tine, nu? A fost în perioada, am scris-o acum 5 ani, în perioada când eram în depresie și anxietate. Hai să ne punem jos, avem multe de povestit. Am aprins la vorbă. Cu voci, cu un alta. Nu, trebuie să ne spui pentru ăștia care nu înțelegem exact, trebuie să înțelegem cum ai ajuns să concurezi pentru o altă țară și nu pentru România. San Marino, frumos, adică nu e chiar... O țară mică. Dar mi s-a dat șansa asta pentru că a fost înscrisă la Eurovision România, nu a fost acceptată și este foarte în regulă. Adică deci piesa n-a intrat, n-a trecut de selecția? Absolut deloc. Incredibil. Absolut deloc, da. Incredibil. Și știi cine a fost în juriu? Cred că de la festivaluri mari din România, nu știu exact. Untold și toate e foarte interesant să știm cine a fost în juriu, pentru că e o piesă care chiar sună bine, mai ales pentru un concurs internațional, chiar sună bine. Nu zic acum că trebuia neapărat să câștige, dar măcar să treci de preliminariile alea. Acum, Pandre, îți dai seama, dacă astea sunt gusturile oamenilor, îți dai seama că n-ai ce să faci. Adică eu am scris piesa, datoria mea cumva a fost făcută. A fost o piesă destul de reală și este o piesă destul de reală și cred că este cântată și foarte bine, nu că o cânt eu, dar... Iar cei din San Marino te-au primit cu brațele deschise. Exact. Da. Sunt convins. Cum te-ai găsit, adică cum ți-a venit ideea? Cum ai găsit San Marino? Am fost contactat de ei și mi-a spus nu vrei să participi pentru că știu că am câștigat X Factor. Le-am trimis piesa și au fost foarte încântați și am
ajuns aproape de final. Da, noi chiar ne întrebam, chiar a avut o discuție referitor la asta acum câteva zile, cum ai avut șansa să, adică cum poți să te înscrii la un alt Eurovision? Păi te înscrii, să vadă dacă ești eligibil. Okay. Dacă trebuie să fii cetățean al acelei. Nu, nu are nicio treabă, nu. Mai ales dacă este în concurs, adică se face internațional. Preselecția lor a fost internațional. Tu trimiți piesa și dacă ești eligibil, ia, dacă nu le place. Ce trebuie să întrunești ca să fii eligibil? Ți s-a spus sau pur și simplu au cercetat ei? Trebuie să, dacă piesa este pentru ei și o înscrii și văd că este tot în regulă, deci ca ăsta e singurul test, da? Ca piesa să fie ok, să fie probabil cântată în engleză, că na, nu acceptau probabil cântată în română. A fost 1500 de concurenți, nume foarte mari din, din industrie. În San Marino? Da. 1500 în San Marino, incredibil. San Marino este cât, stat în stat, să le spunem, cât militariu, adică ceva, este un cartier. Foarte mic, foarte mic, foarte mic. Acum, îți dai seama, a început o discuție din asta pe Facebook și lumea a început să se împartă cumva de ce n-ai participat la noi și eu le-am explicat, am participat, dar... lucrurile sunt, știi, Dumnezeu le face mult mai bine decât vrei tu. Exact, poate că n-a fost să fie aici ca, să fie, spun, ca să fie acolo până la dar din păcate n-ai reușit să ajungi în în final n-am reușit, nu, pentru că au fost foarte mulți și foarte mulți din Italia. Da, pentru că ei sunt acolo, unii lângă alții. Și probabil, oricum s-a trimis o piesă în italiană. Ei voiau, ei mereu trimit o piesă în italiană. Ah, deci asta a fost criteriul, sunt convins că asta a fost criteriul, pentru că din punct de vedere artistic și muzical, cred că erai peste mulți de acolo sau poate chiar Mihai Trăstariu nu te-ai întâlnit pe acolo, că de obicei el el participă peste tot. Nu ratează un Eurovision oriunde. Nu m-am întâlnit, nu. Nu l-am. Poate cine știe, poate să duce anul viitor. Cum a fost experiența muzicală de acolo? Experiența a fost excepțională. Am stat, cred că am plecat de 2 sau de 3 ori acolo. Uh-huh. Am fost și pentru preselecții și pentru următoarele etape. Au fost și două semifinale. Cum ți s-au părut oamenii, cum s-au purtat cu tine, având în vedere că ești din România și știi că noi românii avem chestia aia, mamă, se poartă urât cu noi. Foarte. Okay. Și a mai fost o discuție la fel, oamenii au spus că de ce apărea acolo țara de reședință ca fiind Belgia și după cum știți eu m-am mutat în Belgia. Te-ai mutat în Belgia. Și am pornit așa un fel de scandal. Deci că oamenii știau că tu ești din România, nu? Exact, exact. Deci am spus că am reprezentat România, am reprezentat România pentru că sunt român. Înainte de toate. Nu contează practic unde ți-ai reședința, contează că tu ești român de geni și îți reprezinți România acum. În ultima vreme pe aici am fost că am avut foarte multă treabă. A fost... A fost foarte, foarte mișto și foarte ok oamenii, adică nu erau rasiști sau ceva de genul ăsta, dimpotrivă. Erau foarte multe, foarte mulți oameni care au venit din alte țări, adică și din America și din... Sunt Spania, foarte deschiși la chestia asta. Exact. Tu care ai participat la concursuri mari și la evenimente importante, emisiuni importante, cum ți s-a părut calitatea lor artistică în comparație cu a noastră? Sau scenă, lumini, muzică, organizare? Organizarea a fost foarte bună, de la sunet până la scenă, până la orice. Mai bune ca la noi, de ce întâlnești la noi? Nu știu, că n-am încercat, dacă nu m-au acceptat. Nu neapărat la Eurovision, vorbesc la modul general, așa, o emisiune de Eurovision. E cam același nivel. Cam același nivel. Da, și voci foarte bune. Pentru că lumea a spus, bă, s-a dus în San Marino, acolo unde, mă, sunt trei speriați. Asta, de unde? Acum, știi cum e, dacă ar fi ușor, toată lumea ar face. Normal. Corect. Pe de altă parte, de fiecare dată noi aici comentăm despre Eurovision ca având o controversă. Tot, nu există Eurovision fără un mic sâmbure de scandal la ei. Există ceva de genul? Au existat și acolo controverse? Legate, nu știu, de vreun concurent, legate de orice altceva. Sincer, Natalia... Piesa care a câștigat. Da, sincer, Natalia, nu știu exact, că nici nu m-a interesat asta. Am învățat să-mi văd de treaba mea. Și de ce? Pentru și că... să nu te amesteci în... Exact. Dacă stau și să fiu atent la ceea ce sunt în exteriorul meu, o să mă consum foarte mult. Adică și dacă s-ar întâmpla să văd niște lucruri gen... Să meargă juriu cu nu știu ce concune sau ceva genul ăsta și ar fi totul pe față, asta nu-i treaba mea. A fost de bun augur pentru tine? Nu știu, au început să te caute oamenii, să te sune sau... Am deja câteva proiecte, ceva? Da, exact. Ceva special după experiența câteva asta? Câteva proiecte după acest concurs. Am întâlnit mai mulți manageri. Și am două proiecte care sunt în desfășurare acum. Asta este, e minunat. Da. Și acum urmează noua mea piesă, care e următoarea piesă, că am zis, dacă tot mă apuc de treaba asta cu muzica din ce în ce mai mult, hai să o fac cum trebuie. Următoarea piesă vine pe 10 martie. O faci în România, o faci afară, o faci cu producători? Nu, a fost deja făcută și o să vine și într-o variantă cu voce mare din Italia. Bun. Da. Tare. Da. Pe de altă parte, dacă profesional îți merge bine, cum ești pe plan personal? Pe plan personal, să știi că mă focusez doar pe cariera mea acum. Ultima oară spuneai Belgia, acum iar e România. Păi, ideea este că în ultima vreme, în ultima lună am fost ban Dubai, ban Bruxelles, ban România, ban Italia, ban... Ai călătorit foarte mult. Da, exact. Adică nu mai mă... Stau în Belgia, dar călătorești foarte mult. Cu sănătatea, totul bine? Foarte bine, foarte bine. Totul bine. Asta e minunat că ai reușit. Sentimental totul bine. Totul sentimental ești bine, da? E, uite, asta este un lucru. Băi, adevărul că la ce talent nu poți să pleci. Talent. Talent, nu? Tinerețe. Tinerețe, frumos.
Călătorit. Bun simț. Călătorit, că aici, dacă călătorit. Belgia. Belgia. O iei și pe iubita ta cu tine atunci când pleci? Sau munca-i muncă, iubirea-i iubire? Nu le amestec. Nici așa odată, la ceva timp? Să vă mai plimbați și voi? Poate, da, dar fiecare are drumul lui și cariera. E tot din domeniu? E tot din... Nu. Te-a susținut la Eurovision? A venit după tine? De acasă. De acasă. Cu mine nu, m-am dus singur. Ai mai participat la Eurovision? Dacă aș mai... La noi? Oriunde. Păi este adică cu ce gust ai rămas după această experiență? E foarte important. Foarte ok. Adică, uite, pe mine nu m-a deranjat faptul că n-am fost acceptat în România. Pentru că am învățat, o redirecționare este o binecuvântare. Deci, practic, te-au ajutat cei care... Și cred că, da, nu vreau să intru mai mult în detalii. Da, hai să lăsăm, am văzut că ești pornit, hai să lăsăm. Lasă-l, lasă-i. Poți să-ți spui cine vrei, tu poți să-ți spui ce vrei. Lasă-i. Florin, îți mulțumim. Mulțumim. Data viitoare să fie până în finală și nu numai. Nu e nicio problemă, da. Și s-a auzit numai de bine. Este o oportunitate, da. Mulțumesc frumos. Felicitări. Noi luăm o pauză, după pauză ne întoarcem aici pentru că mai avem din frumoasă.